Salut și eu cu drag pe toți sărbătoriții, atât cei din sală, cât și ceilalți care ne urmăresc online. Să fiți binecuvântați și să nu uitați că viața voastră nu este doar o zi în care trebuie să vă bucurați. Da, e o zi specială în care ne aducem aminte de ziua de naștere, dar cred că în fiecare zi ar trebui să fie o sărbătoare. Nu avem o singură zi pe an, avem 365 în care putem să fim veseli, să cântăm, în care să-i mulțumim lui Dumnezeu, în care să scriem povestea vieții noastre. De multe ori, în ocaziile speciale, ne mai aducem aminte că trăim, sau în ocaziile care ne șochează. Apare o mormântare, apare o tragedie, ceva, și ne aducem aminte că trăim și noi și trebuie să ne gândim la lucrurile serioase a vieții. După aia trecem viața pe un pilot automat și merge așa din inerție și parcă de multe ori dorim să mâncăm timpul din viața noastră, să treacă timpul mai repede. Păi de ce să treacă timpul mai repede? Că se trece viața mai repede. Da, nu ne luăm timp așa să ne gândim la viața noastră și să o trăim frumos, să ne bucurăm de ea. Mi-aduc aminte că, acum încep cu niște lucruri așa un pic mai triste, dar ca să le îmbrac în umor. Trebuie să contrastăm puțin lucrurile ca să înțelegem cum privim noi viața. Am asistat la multe mormântări, apropo am îngropat pe mulți, să știți. Chiar mi-aduc aminte că am început în fiecare district cu câte o mormântare. Eram într-un district în Bihor și chiar am început cu o mormântare din prima zi când am fost acolo mutat în district și după aia au mai urmat. Era o comunitate bătrână și mi-aduc aminte că m-a prezentat girantul meu, a zis: Ionică, trebuie să-ți pregătești un repertoriu gros de predici de mormântare, pentru că e clar, comunitatea e îmbătrânită și o să ai mai mulți. Și într-adevăr, într-o iarnă, cred că am îngropat vreo 10. Și la un moment dat a venit un frate pe lângă mine și zice: frate, dar cum se face că tot mor frații, așa v-ați început? Zic, păi ce să fac dacă mor frații după mine? Asta e. Și da, viața este foarte imprevizibilă și în același timp plină de surprize, dar este și cum ne-o facem. La ocaziile astea de mormântare știu că se citeau necrologurile. Mai mare prostie ca asta, să mă ierte cei care sunt mai tradiționaliști, dar nu există. E momentul în care nimeni n-ascultă nimic, oamenii sunt durerați acolo, plâng și stau și sunt foarte așa. Ceilalți nu sunt nici atâta interesați de ce se spune acolo, dar trebuie să se citească un necrolog. Și ce scriem în necrolog? De regulă, cam ce n-a fost în viața noastră. Sau ce a fost la toată lumea. Că s-a născut, când s-a născut, toată lumea s-a născut. Că, eu știu, la ce școală a fost, aproape toată lumea merge la școală. Când s-a însurat, când s-a botezat și dacă a mai făcut ceva. Și în rest, cam atâta. Ei, mai sunt și unele în care ai ce spune într-adevăr, dar de regulă încercăm să împopoțonăm viața noastră, să spunem atunci ce n-am făcut de fapt. Să dăm greutate unor evenimente care nu prea au fost și încercăm să ne aducem aminte cât de multe au fost. Acum că am mers în extrema aceea puțin mai gri, cenușie, aș vrea să vă întreb: cum este povestea voastră de viață? Cum arată acea poveste pe care o scriem în fiecare zi? Sunt și multe foi albe acolo. Sau unele negre, altele mâzgălite, altele opere de artă. Dar în fiecare zi noi scriem ceva din povestea vieții noastre. Cu siguranță că în toată această alergare facem și lucrurile de rutină. În toată această alergare a vieții facem și ce ne spun alții să facem, în sensul că îi copiem pe alții și creăm niște vieți la Xerox. Vorbim cum le place altora să vorbim, facem cam ce fac alții, copiem acolo. Și în felul ăsta viața noastră devine foarte, foarte plictisitoare.
Aș vrea ca să citim câteva gânduri din Sfânta Scriptură, din Cartea Eclesiastului. Îmi place foarte mult Cartea Eclesiastului, un om înțelept care spune și bunele și relele din viața lui. Este foarte sincer Solomon și atât de sincer încât îi supără pe unii, dar este cuvântul lui Dumnezeu. Câtă vreme este Cartea Eclesiastului în Sfânta Scriptură, este carte inspirată de Dumnezeu și prin urmare avem ce învăța de acolo. El scrie concluziile poveștii lui de viață, care au fost destul de șocante pentru mulți, dacă le citesc așa cu sinceritate. Mi-aduc aminte că era odată la școala de sabat și era în studiu Cartea Eclesiastul și a zis unul dintre cei care comenta pe grupă: frate, eu asta aș fi scos-o din Biblie. A zis și ăsta când a avut niște trăznăi în cap la urmă și a început să scrie acolo. Dar hai să fim serioși, un om serios nu poate să admită ce spune Eclesiastul acolo. Eu n-aș fi atât de sfătos, pentru că dacă stăm să fim sinceri cu noi, fiecare dintre noi am avut și lucruri bune și lucruri rele în viață. Și la un moment dat, când începi să-ți amintești, chiar lucrurile rele sau dramatice din viața ta devin mai dulci. Amintirile, să știți că se îndulcesc odată cu trecerea timpului. Și chiar devin povestiri de bravadă. Vă aduceți aminte de bătrânii care povesteau din război? În momentul când au trăit lucrurile alea, erau tragice, erau dramatice, dar le povesteau cu haz, chiar făceau umor pe seama lor. De ce? Pentru că odată cu trecerea timpului devii mai înțelept și amintirile se îndulcesc. Începe așa foarte, foarte dramatic. Totul este deșertăciune. Da? Mai scrie poveste de viață. Dacă totul e deșertăciune, ce să mai scriu eu acolo, nu? Și pe de altă parte se duce în cealaltă parte, trăiește-ți viața, bucură-te, mănâncă, bea, veselește-te, pentru că asta e partea ta de sub soare, ce să mai înțelegi de acolo? Când am studiat structura cărții Eclesiastului, ne-a întrebat profesorul, fratele Borne, zice, cam care credeți voi că este structura cărții Eclesiastului? Și ne-am dat fiecare cu părerea pe acolo, am încercat să facem tot felul de schițe și de organizări a cărții și a zis, structura cărții Eclesiastului este pendulatorie. Adică, odată spune că e deșertăciune, odată bucură-te de viață și de tot ceea ce ți-a dat Dumnezeu, după aia iară zice că totul e o deșertăciune, după aia iară bucură-te de viață și de tot ceea ce ți-a pregătit Dumnezeu. Și într-adevăr asta este structura, dacă o citiți cu atenție o să vedeți că povestea noastră practic de viață este una pendulatorie. Cum ți-a fost viața? Păi, sigur vei da răspunsul. Cum o trăiești acum, în momentul ăsta? Dacă ești într-o pasă bună, zici, bă, super fain, foarte tare, viața mea este extraordinară. Când îl întrebi pe om, atunci când este într-o pasă proastă, lasă-mă în pace, acum alte întrebări, nu mai ai să-mi pui. Da, pentru că așa suntem noi. Suntem subiectivi și concentrăm totul într-un singur punct. Și spune Eclesiastul, totul este deșertăciune. Dar despre ce este, spunea el că este deșertăciune, despre lucrurile care se repetă și le face toată lumea. Da? Despre faptul că ești trecător, asta e o deșertăciune. Despre faptul că încerci să faci nu știu câte lucruri și toată lumea încearcă să facă lucrurile astea. Și da, trebuie făcute, dar deșertăciune, pentru că toată lumea le face. Și spune, nu este nimic nou sub soare. Dar ce să mai scriu eu nou în povestea mea dacă nu e nimic nou sub soare? Nu? E. Și totuși, încearcă să coloreze povestea aceasta. Și spun, încearcă să descrie această ciclicitate a vieții. Spune, ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare apune și aleargă spre locul unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și așa mai departe. Spune că lucrurile astea tot sunt într-un circuit. Și din păcate, și viețile noastre intră într-un circuit al rutinei. Și facem lucruri. De ce faci? Păi, streacă timpul.
Oare ce mai facem acum? Cum ne mai tocăm viața? Ce mai facem? Cum mai facem să treacă timpul? Păi, lucruri de rutină. Și zice, ca o concluzie la partea aceasta, versetul 9, ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Ce chef de viață să mai ai când cineva spune, auzi, dragule, stai liniștit, că nu-i nimic grozav în viața asta, totu-i așa cum a fost, n-ai nimic deosebit să descoperi în viața aceasta. Și totuși, curiozitatea aceasta pe care Dumnezeu a pus-o în noi și dorința de a explora și de a reinventa și de a redescoperi și de a privi original lucrurile din viața asta, dă sens vieții și face ca viața noastră să fie frumoasă, să devină o poveste. În toată această obișnuință și în tot acest circuit care se repetă la nesfârșit, eu pot să aduc o poveste. Pot să fac ceva care să conteze cu adevărat. Mi-aduc aminte, citeam o povestioară despre un bătrân care a venit cu o desagă în spate într-un sat de oameni certați. Dar erau certați și supărați rău între ei. Și la un moment dat s-a așezat la marginea satului și l-a întrebat pe un băiat, auzi, ai cumva un ceaun din ăla mare acasă? Da, sigur că da, dar ce vrei să faci, moșule? Vreau să fac o ciorbă de bolovani. E, ciudat așa, s-a gândit, dar cum mă, ce vrea să zică moșul ăsta? Hai să vedem ce ciudățenie are în cap, oricum îți certați ăștia pe-n sat, pe acolo, numai scandaluri la fiecare casă. S-a dus acasă, mamă, dă-mi, te rog, un ceaun, da? Ce, un moș nebun acolo, vrea să ne spună să facă o ciorbă de bolovani. N-am mai auzit în viața mea treaba asta, dar o fi interesant ce chestia asta. Aduce ceaunul, zice, auzi, du-te și adu-te, rog, și niște apă de la izvor. Să duce și aduce apă de la izvor, adu-mi câțiva bolovani, te rog, și mai cheamă și din sat să mai aducă câte ceva de pe acasă. Ce au? Bolovani, dacă au condimente, dacă au alimente, să le aducă. Și la început a pus bolovanii, da, și a început să învârte acolo cu o lingură din aia mare de lemn și învârtea ciorbă de bolovani. Ce-o mai fi și asta, ce-o mai fi și asta? Și a început să învârte acolo. Și oamenii au venit din sat, au început să vină. Auzi, ia zi și tu ceva, ce te doare? A început să spună el, să depene. Mă, supăra pe nu știu care. Unul a început să zică, bă, îți mulțumit, uite, a fost ziua lui fiu-miu ieri. A mai început altul să mai mulțumească câte ceva și a început să se încălzească. Și tot învârtea moșul la ciorba aia de bolovan, zice, auzi, mai dă și 2-3 cartofi, mai dă și 2-3 cepe, mai dă și un pic de ulei, mai dă și un pic de sare. Auzi, tu ce ai acasă, n-ai să-mi aduci un pic de pătrunjel? Și fiecare a venit acolo și a pus câte ceva în ciorba aceea de bolovani. Și când au mâncat la urmă, oamenii au zis, mă, dar e bună ciorba asta de bolovani. Pentru că, unu, fiecare dintre noi am contribuit cu ingrediente și cu câte o poveste de viață. Viața este interesantă atunci când încerci să găsești acele elemente care îi dau sens, culoare și gust. Chiar dacă uneori este aridă, numai ciorbă de bolovani. Peste tot, te uiți în stânga, pă, în dreapta, înainte, sus. Doamne, este groaznică viața și poate că uneori este groaznică, alteori ne facem groaznică. Și povestea asta uneori este plictisitoare, alteori este interesantă. Și Eclesiastul chiar a turat la maxim viața. Îmi place că are curajul să o spună, așa cum nu avem noi, mulți, curajul să spunem cam cum am fost în tinerețe. Devenim moraliști după 40-50 de ani, începem să devenim sfinți, așa, începem să semănăm cu icoanele de pe pereți din biserici și începem să-i cioplim pe tineri, să fie pe linie, să nu greșească, îi obligăm, aproape îi aruncăm în bazin la tinerețe să se boteze cât mai tineri, ca să fim după aia cu ochii pe ei. A, vezi că ai fost acolo, te-am văzut la discotecă, te-am văzut nu știu unde, te-am văzut până oraș la terasă. Dacă nu se botează, plângem și ne rugăm, Doamne, adu-i în biserica ta și umblăm cu mănușile după ei să vină în biserica Domnului. Dacă-ți botezați, pac, după cap. Cine mai înțelege treaba asta, nu?
Interesant. E, dar Eclesiastul are curajul să le spună și pe alea bune și pe alea rele. Și spune el așa, în capitolul 2, am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Și apoi zice, am zis râsului, ești o nebunie și veselie, ce te înșeli degeaba? Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. A încercat să trăiască viața asta din plin. S-a dus și în nebunie să vadă cum este. Și unii dintre noi judecăm pe alții. Bă, uite ce a făcut ăsta în viața lui. Nu judeca. Că fiecare are povestea vieții lui. Și ce este frumos când citești o poveste, când găsești lucruri diferite. Da, toate au, că a fost odată ca niciodată și au trăit fericiți până la bătrâni, da, adânci bătrâneți, da, cam începutul și sfârșitul. Sau multe dintre ele. Dar ceea ce este între face diferența. Dacă vrei să mai asculți o poveste sau nu, dacă toate ar fi trase la Xerox, atunci ar deveni super boring. Ai zice, dar ce mai trebuie mie să mai aud? Încă o poveste plictisitoare, nu? Și fiecare dintre noi avem de ales între a face o viață plictisitoare și una care să conteze cu adevărat. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case, bine, le-au zidit alții, nu le-a zidit el, că avea slugi, da? Ideea este că a avut în minte lucrul ăsta, da? Mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi, pom, și am sădit între ele, tot, în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe, am avut copii de casă, am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Da, asta poate pune intrigă pe alții, îi inspiră și pentru ei este un model. În fine, este o ciudățenie și asta. Dar aș vrea să vedem în puzzle-ul ăsta al vieții lucrurile în echilibru. Că până la urmă, viața este un dar al lui Dumnezeu și indiferent pe drumurile în care ajungi tu ca om, este important să înveți lecțiile ei și să o trăiești cât mai bine posibil. Am ajuns mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Și concluzia la toate astea? Iar. Deșertăciune, Domnule. Toate astea care îți aduc bucurie, plăcere în viață, satisfacții, și astea sunt deșertăciune. Și până la urmă, dacă înțelegem structura aceasta a gândirii lui, a lui Solomon și a cărții, ne dăm seama că și viața noastră este la fel. Încercăm să facem multe și este foarte bine, pentru că asta dă farmec vieții, sarea și piperul, să faci viața ta să fie diferită. Uneori și greșești, dar dacă nu greșești, nu faci nimic deosebit și viața ta nu spune nimic. Îmi place că ajunge la niște concluzii pe care de multe ori le-am amendat. Zice, nu este altă fericire pentru om decât să mănânce, să bea, să-și veselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui. Cui? Din mâna cui? Din mâna lui, ziceți tare. N-aveți curaj să ziceți. Din mâna lui Dumnezeu. Și ce am făcut noi cu bucuriile astea? N-ai voie aia? N-ai voie aia? N-ai voie aia? Trebuie să mai tai și cealaltă, și cealaltă. Și la un moment dat zice omul, păi mă, dacă nici mâncare, și mâncare îmi strecori caloriile. Eu nu zic că trebuie să fii sănătos, da. Dar lasă-mă măcar când e o bucurie să mă bucur. De o friptură, de ce o fi acolo, de un tort, de o prăjitură. Nu mai număra caloriile, să-mi strici cheful de viață. Că după aia pot să fac și sport și toate alea alte, da? Deci
Unii taie bucuriile vieții și zic, a, nu, că astea, dacă nu mă bucur de ele, astea-s de la ăla rău. Nu, zice, e de la Dumnezeu treaba asta, trebuie să te bucuri. Și spune, că cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă, să adune, să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Apoi, dacă mergem mai departe, în capitolul 5 mai spune la versetul 19 un lucru foarte interesant, tot legat de trăirea vieții. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Țineți minte lucrul acesta. Este un dar de la Dumnezeu. Și spune căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Ei, aici începem să găsim câteva lucruri interesante. Pe de o parte, bunurile acestea materiale sunt de la Dumnezeu și sunt date ca să ne bucurăm de ele. Și spune aici Solomon, în vremea când tu te bucuri de ceea ce ți-a dat Dumnezeu, uiți de scurtimea vieții, uiți că trebuie să plătești facturile, uiți că mai vin și impozitele, uiți și de toate celelalte lucruri care se întâmplă rele în viața ta. În momentul bucuriei, timpul trece mai repede și trece mai frumos. Și de aceea, atunci când scrii povestea vieții tale, umple-o cu bucurie și cu mulțumire. Și o să vezi că viața începe să fie frumoasă. Ciorba aia de bolovani începe să capete gust și chiar să fie comestibilă. Chiar dacă uneori sunt situații ciudate, dar în momentul în care pui acolo ce trebuie, viața începe să fie frumoasă. Nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui de vreme ce Dumnezeu îi umple inima cu bucurie. Și acum aș vrea să vă întreb, cu ce ne umplem noi viața? Faceți așa repede o scanare în minte și gândiți-vă la săptămâna asta care a trecut. Cu ce v-ați umplut viața? Cum ați scris povestea vieții? Aveți satisfacții sau vă apucă nervii când vă gândiți? Da, e ciudat. Dar asta face ca viața să fie frumoasă sau să fie pur și simplu a noastră, plictisitoare, tristă, nefericită? Ce am pus acolo în viața noastră? Când ne aducem aminte doar de săptămâna asta, cum a fost viața noastră? Și în momentul în care stai să te gândești serios la viața ta, la ce ai pus acolo, poți să te gândești, fac lucrurile în continuare la fel sau schimb ceva. Știți că o definiție a prostiei și a nebuniei este să faci aceleași lucruri în același fel și să aștepți rezultate diferite. Cam așa se întâmplă și cu viața noastră și în viața de biserică. Nu știu de ce tot tragem să... Avem așa dorința asta să fim la vechile cărări. Bun, nu zic că nu e rău, că e rău să fii la anumite lucruri pe vechile cărări, dar dacă anumite lucruri vezi că nu mai funcționează și că oamenii nu mai sunt atrași de ele și că nu mai sunt interesați, înseamnă că trebuie să schimbi ceva. Dar unii se atașează atât de tare de rutina asta, le dă o siguranță existențială, că astea sunt de mult și dacă sunt de mult, înseamnă că trebuie păstrate, chiar dacă au devenit ineficiente și nu mai slujesc nimănui. Și unii se prind și în viață de lucrurile astea de mult. Dom'le, de demult! Da, de demult, dar nu-ți mai spun nimic, ți-aduc plictiseală în viață, ești plictisit, ești trist, ești vai de capul tău, schimbă ceva! Nu, mă țin de alea de mult. Ține-te și o să vezi cât de frumoasă devine viața în continuare. Deci, până la urmă, vedem că avem această bucurie care, dacă ne umple viața, dă acea satisfacție și face ca aceste lucruri dramatice din viața noastră să pară mai dulci. Vremelnicia, trecerea timpului. Aș dori ca pentru final să ajungem la capitolul 12, da?
ajunge la niște concluzii bătrân și spune: adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții, până nu vin anii în care zici: nu găsesc nicio plăcere în ei. Plăcerea este de la Dumnezeu. Da? N-a inventat-o satana. Doar a contrafăcut-o. Plăcerea de a trăi viața este de la Dumnezeu. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Și acum vin cei care prescriu rețete. Oh, știi ce înseamnă asta? Fai. De la 9 ani, dacă se poate, în bazin. Te botezi și începi să te canonizezi. Faci asta, faci asta, faci asta, faci asta. Asta înseamnă. Nu cumva când ai călcată, pac, una după ca vină, înapoi pe cărare, nu, ce vrei să faci? Cam așa am înțeles noi să-ți aduci aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Dar nu despre asta este vorba, dragii mei. Spunea cineva, n-am nevoie de sfaturi ca știu să greșești și singur. Și cam așa este. Nu despre asta este vorba când îl accepți pe Dumnezeu în viața ta, ci atunci când îl accepți ca suveran al tău, să știi că te iubește, chiar și atunci când greșești, să știi că Dumnezeu este lângă tine și că vrea să fii fericit în viața asta. Asta înseamnă să-ți aduci aminte de făcătorul tău. Să nu umbli ca un nebun în viața asta, să crezi că n-ai stăpân, că faci ce vrei fără Dumnezeu. Până la urmă tot la El ajungi. Că dacă ești în pericol sau dacă se întâmplă ca viața ta să fie atârnată de un fir subțire de ață, tot zici un Doamne ajută sau Doamne scapă-mă, da? Atunci îți aduci aminte că l-ai pe Dumnezeu. Cred că despre asta este vorba, să știi că Dumnezeu este la cârma vieții tale, că este suveran, că te iubește și că este lângă tine chiar și atunci când greșești. Nu înseamnă să amputezi bucuria vieții, nu înseamnă să devii un frustrat, nu înseamnă să devii un nefericit, ci înseamnă să te bucuri de ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Și în versetul 10 spune el că Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Și iar ne gândim la un set de reguli ca farisei. Adevărul, ce înseamnă adevărul? Adevărul înseamnă să iei viața așa cum este, cu bune și cu rele, și să înveți lecțiile de viață de acolo. Observați că Mântuitorul n-a fost atât de tentat să-i cioplească pe oameni. Cum vin la el? Trebuie să faci asta, trebuie să... Asta făceau fariseii. Mântuitorul îi conducea pe oameni în povestea vieții lor. Și spunea, ok, cum a fost viața ta până acum? Doamne, a fost așa, uite, am făcut aia. De aici poți să scrii povestea mai departe, altfel. Hai să o scriem împreună. Și observați că Iisus era mult mai aplecat spre experiențele de viață și îi călăuzea pe oameni spre experiențe de viață, nu spre școli de îndoctrinare. Tot fariseii făceau asta. De ce? Pentru că el n-a vrut să aibă un control arbitrar asupra vieții mele și a vieții tale, ci a vrut ca să ne conducă în această experiență frumoasă. Să putem scrie povești de viață care să conteze. Să facem ca viața noastră să fie diferită de a celorlalți. Nu într-un spirit al concurenței acerbe, ci în spiritul acesta de a exprima originalitatea și darurile pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare dintre noi. Și spune, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile. Aceasta este datoria oricărui om. Și iar ne ducem la tratatele de teologie atâta și stă să spunem ce înseamnă adevărul, ce înseamnă poruncile, ce înseamnă... Nu, luați lucrurile simplu, așa cum le ia și Dumnezeu. Până la urmă, a fi om înseamnă cel mai mult și povestea ta de viață trebuie să fie scrisă așa cum îți dictează Dumnezeu și inima ta. Nu încerca să-i copiezi pe alții, pentru că devii
ridicol, ca și copiile alea la Xerox. Cu cât sunt mai multe, cu atât te enervează mai mult. Câte copii vreți la Xerox? 200. Cădea fața la doamna aia când mergeam la Xerox, când eram studenți. 200. Cam așa e și cu viețile noastre. 200, 300, 500, 100 de mii, 5 milioane, 10 milioane copii la Xerox. Și nu mai vezi, ca la TikTok. Dai scroll și vezi că viețile seamănă. Sunt la fel. De ce? Pentru că oamenii aleg să devină ridicoli. Însă Dumnezeu zice, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Și până la urmă, că tot am ajuns la finalul povestirii, noi putem să scriem sfârșit la povestirea asta sau să scriem va continua. În funcție de cum scriem povestea vieții, putem să scriem sfârșit și terminăm tragic totul, sau să zicem va continua. Va continua în veșnicie. Dar asta contează foarte mult pe cine avem în viața noastră în poveste. Dacă Dumnezeu este acolo, cu siguranță povestea va scrie va continua. Va continua în veșnicie. Dacă Dumnezeu nu este acolo, la sfârșitul poveștii scriem sfârșit. Este alegerea noastră. Cum vrei să scrii povestea? Depinde de mine, depinde de tine. Scrie-o cât mai bine ca să continue și mai departe. Amin. Amin.